În județul Gorj se află în prezent peste 170 de persoane autoizolate la domiciliu, alte peste 40 fiind aflate în carantină. Între timp, lângă spitalele din oraș au fost amplasate corturi pentru triaj epidemiologic. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a anunțat că luni urmează să ajungă în oraș primele containere medicale speciale. La ora 9, 43 de persoane carantinate care vin din zona roșie, zona Italiei, 176 de persoane izolate la domiciliu la ora 9. Câte centre de carantină avem în Gorj? Mai multe centre de carantină. Câte locuri aveți pregătite? Am raportat, cred că undeva la 176 de locuri. Dar sunt pregătiți și cu locuri suplimentare. Autoritățile anunță că sunt pregătite de un scenariu 3, în care pacienții infectați ar trebui să fie tratați aici, la spitalele din județ. Pe acest scenariu, care este la momentul acces în țară, toți merg către București sau către centre naționale de boli infecțioase. Suntem pregătiți în scenariu 3 pentru fiecare spital județean, așa cum a spus și domnul Arafa și domnul Serinu Cercel, luând măsurile pentru fiecare SJU în parte, astfel încât să asigurăm un număr minim de internații. În Gorj au fost depistați 2 pacienți infectați, ambii fiind tratați în capitală.